Bine v-am regăsit! Sper că sunteți nerăbdători să auziți o nouă întrebare, dar întâi să vedem răspunsul la întrebarea de săptămâna trecută. Era vorba despre două săli, să le spunem sala mare și sala mică, și știam că în sala mare sunt instalate 20 de becuri, iar în sala mică 10 becuri. Aici vedem panoul cu întrerupătoarele care controlează becurile din cele două săli și să presupunem că suntem acolo lângă panou și din acest loc nu vedem becurile din săli. Dar știm că în total în cele două săli ard 10 becuri. Nu știm câte într-o sală, câte în cealaltă, dar în total ard 10 becuri. Și întrebarea era, putem folosind une de întrerupătoare să facem în așa fel încât să ardă același număr de becuri în sala mare ca în sala mică? Răspunsul este că da, putem și trebuie să facem ceva foarte simplu. Trebuie doar să schimbăm poziția la toate întrerupătoarele din sala mică. Să vedem de ce. Să zicem că ard 6 becuri în sala mare și 4 becuri în sala mică. Dacă schimbăm poziția tuturor întrerupătoarelor din sala mică, înseamnă că stingem 4 becuri, dar aprindem 6, ceea ce înseamnă că vor arde tot atâtea becuri cât în sala mare. Chiar în cazurile extreme, această metodă funcționează. De pildă, dacă toate becurile care ardeau erau în sala mare, adică ardeau acolo 10 becuri și niciunul în sala mică, dacă comutăm toate întrerupătoarele din sala mică, vor arde și acolo 10 becuri câte ard în sala mare. Sau, dacă toate cele 10 becuri ardeau în sala mică, înseamnă că nu ardea niciunul în sala mare, și atunci, dacă schimbăm poziția tuturor întrerupătoarelor din sala mică, vom avea din nou egalitate, pentru că nu arde niciun bec, nici în sala mică, nici în sala mare. Vă las, dacă vreți, să încercați și cu alte numere și veți vedea că de fiecare dată, după schimbarea poziției întrerupătoarelor sălii mici, se egalează numărul de becuri care ard în cele două săli. Cum ne poate folosi această rezolvare în cazul monedelor? Întrebarea legată de becuri ne poate ajuta dacă observăm ceva, și anume că numărul total de becuri care ard este egal cu numărul de becuri din sala mică. Dacă n-ar fi așa, n-am putea să facem să ardă același număr de becuri în cele două săli. De pildă, imaginați-vă că în sala mică ar fi 12 becuri. Acum, dacă în sala mare ard 7 becuri și în sala mică ar 3 și schimbăm poziția la toate întrerupătoarele în sala mică, înseamnă că stingem 3 becuri, dar aprindem 9 și nu s-a egalat numărul de becuri care ard în cele două camere. Poate că veți spune să nu le comutăm pe toate, să comutăm doar 10 întrerupătoare din sala mică. Ei bine, nu merge nici așa, pentru că nu știm pe care să le comutăm. Vă las să vă gândiți la asta. Deci problema are soluție pentru că sala mică are exact atâtea becuri câte sunt aprinse în total în cele două săli. Și înseamnă că trebuie să procedăm asemănător și în cazul monedelor. Să vă amintesc întrebarea. Sunteți într-o cameră, în întuneric total, lângă o masă, pe care cineva a împrăștiat monede. Cam așa cum vedeți în desen. Pe masă sunt multe monede, unele cu stema în sus, altele cu banul în sus. Nu puteți afla nici dacă le atingeți care sunt cu stema în sus și care sunt cu banul în sus. Dar aveți dreptul să puneți o întrebare înainte de a atinge monedele și masa unei persoane care vede monedele, să zicem cu ajutorul unor camere în infraroșu. Aveți voie să puneți o singură întrebare și să cereți o singură informație despre monede înainte de a le atinge. Apoi, trebuie, asta e sarcina pe care o aveți, să împărțiți monedele, deci acum puteți să le atingeți pe toate masa, puteți face ce doriți, cu condiția ca toate monedele să rămână pe masă, și trebuie să împărțiți monedele în două grupuri,
în care să aveți același număr de monede cu stema în sus. Nu contează câte monede sunt într-un grup, câte sunt în celălalt. Trebuie doar să fie același număr de monede cu stema în sus, în cele două grupuri. Și întrebarea era ce trebuie să întrebați. Ce informație vă trebuie ca să puteți rezolva problema și după ce aflați răspunsul la întrebare, ce trebuie să faceți. Și acum facem analogia cu becurile. Problema s-a putut acolo rezolva pentru că sala mică avea exact atâtea becuri, câte becuri erau aprinse în total. Așa că și în cazul ăsta trebuie să aflăm câte monede sunt în total cu stema în sus. Asta e întrebarea pe care trebuie să o punem. Câte monede sunt cu stema în sus? Să zicem că ni se răspunde 20. Ne gândim din nou la becuri. Sala mică avea exact atâtea becuri, câte becuri erau prinse în total. Tocmai de aceea problema avea soluție. Și atunci facem și aici la fel. Pentru Neric alegem 20 de monede, având grijă să nu le întoarcem, 20. Câte sunt în total cu stema în sus? Le punem deoparte. Și asta va fi un grup. Să-i spunem grupul ales. Și mai trebuie să facem un singur lucru. Ce am făcut în cazul becurilor? Am schimbat poziția tuturor întrerupătoarelor. Asta facem și aici. În grupul ales, întoarcem toate monedele. Și acum să vedem de ce funcționează această metodă. Să zicem că erau în total 20 de monede cu stema în sus. Atunci alegem 20 de monede, așa cum am spus, și să mai presupunem că în grupul ales am 6 monede cu stema în sus. Așa s-a nimerit. Asta înseamnă că în grupul celorlalte monede, cele pe care nu le-am ales, sunt 14 monede cu stema în sus, pentru că în total sunt 20. Și acum dacă eu întorc toate monedele din grupul ales, voi avea și aici 14 monede cu stema în sus, câte am și în grupul celălalt. Vă las, dacă vreți, să încercați și în acest caz cu alte numere și veți vedea că de fiecare dată vom avea, după întoarcerea monedelor din grupul ales, același număr de monede cu stema în sus în cele două grupuri. Situația se poate puțin complica dacă, atunci când am ales cele 20 de monede, observ că nu mai sunt altele pe masă. Pentru că am voie să fac ce vreau cu monedele și cu masă. Înseamnă că toate monedele au fost cu stema în sus. Dar nu e nicio problemă, pentru că știu că sunt 20, pun 10 într-o parte, 10 în cealaltă și am două grupuri cu același număr de monede cu stema în sus. Puțin și mai complicat este în cazul în care mi s-a spus că sunt 21 de monede cu stema în sus, adică un număr impar, și observ că sunt 21 în total. Din nou, toate monedele înseamnă că au fost cu stema în sus, dar de data asta am un număr impar de monede. Atunci ceea ce trebuie să fac este să întorc pe una și pe celelalte să le împart în jumate-jumate. Acum pot să fac asta pentru că dacă am scos una din grup, a rămas un număr par de monede. Și apoi, moneda întoarsă, care este acum cu banul în sus, pot să o atașez oricărui grup. N-are importanță, pentru că cerința era doar ca cele două grupuri să conțină același număr de monede cu stema în sus. Deci întrebarea pe care trebuie să o puneți este câte monede sunt în total cu stema în sus, după care trebuie să alegeți un grup alcătuit din exact atâtea monede, câte monede erau cu stema în sus, și să întoarceți toate monedele din grupul respectiv. Având grijă la ceea ce v-am spus în cazul în care toate monedele au fost cu stema în sus. De data asta am primit un singur răspuns, tot din partea domnului Dumitru Antonie, dar un răspuns cât 10, pentru că domnul Dumitru Antonie a făcut o analiză extraordinară a problemei, chiar pentru un caz mai complicat decât cazul pe care vi l-am prezentat eu, și nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc din nou pentru această rezolvare. Și acum să vedem întrebarea de azi. Cu o balanță
putem cântări dacă punem pe talere mase marcate. Poate că vă întrebați de ce n-am spus dacă punem pe talere greutăți. Pentru cei care se întreabă acest lucru, trebuie să fac o scurtă paranteză. Într-adevăr, maselor marcate le spunem de obicei greutăți. Dar unui profesor de fizică nu-i place să le spun așa, pentru că pe ele scrie kilogram. Iar kilogramul este unitatea de măsură pentru masă. Nu este unitatea de măsură pentru greutate. Iar masa și greutatea sunt două lucruri total diferite. Și trebuie să știți că masa este o mărime fizică mult mai complexă, mult mai misterioasă decât este greutatea. Teoretic vorbind, există chiar mai multe tipuri de masă. Există masa inertă, masa gravifică, masa dată de bozonul Higgs, masa care apare ca echivalent al energiei și așa mai departe. Pe când greutatea, aici pe Pământ, este forța cu care Pământul atrage un corp. Greutatea acelui corp este forța cu care este el atras de Pământ. Iar pentru că e forță, înseamnă că se măsoară în newtoni, ca orice forță, și nu în kilograme. Așa că eu voi vorbi despre mase marcate și nu despre greutăți, ca să nu măresc confuzia care se face de multe ori între masă și greutate. Dar gata cu paranteza, revin la balanță și la întrebarea de azi. Putem cântări un obiect punând mase marcate doar pe un taler, caz în care trebuie doar să adunăm masele ca să aflăm masa corpului pe care îl cântărim, așa cum vedeți în desen, sau putem pune mase marcate și lângă obiectul pe care îl cântărim, caz în care trebuie să adunăm masele marcate de pe talerul opus și să scădem apoi masele marcate pe care le-am pus lângă obiectul cântărit. De pildă, dacă avem masele marcate de 1 kg, de 3 și de 5 kg, putem să cântărim orice masă, care se poate exprima într-un număr întreg de kilograme, evident, de la 1 până la 9 kg, așa cum vedeți în desen. Cu roșu sunt marcate masele pentru cântărirea cărora trebuie să punem mase marcate pe ambele talere. N-avem altă posibilitate. Înainte de a vă pune întrebarea, vă informez că în cartea mea Ce tip de inteligență ai, pe care o găsiți la linkul din descriere, la pagina 70, găsiți o întrebare asemănătoare, dar mai simplă, care însă vă poate ajuta să găsiți răspunsul la întrebarea de azi, iar întrebarea de azi este următoarea. Care este numărul minim de mase marcate și ce valori trebuie să aibă ele ca să putem cântări orice masă care se poate exprima într-un număr întreg de kilograme, de la 1 până la 40 de kilograme. Aștept răspunsurile voastre cu nerăbdare. La revedere!